Dragi oameni buni, iată-ne ajungi la o nouă ediție de Cancan Exclusiv. Trebuie să recunosc că nu mi-am pregătit un intro pentru invitatul pe care l-am astăzi, pentru că este și foarte, foarte greu să faci un intro în condițiile în care intro-ul lui este salutare, fați-o, eu sunt Shay și astăzi o să facem cea mai nebună chestie care s-a văzut pe internetul din România. Salutare, Sabin, și mă bucur tare mult pentru invitația ta aici la Cancan Exclusiv și îți mulțumesc tare mult. Salut, eu sunt Shay, nu e salutare, fraților. Salut, eu sunt Shay, salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod aici alături de Sabin, unde, desigur, suntem gata să împărtășim cele mai fresh informații. Nu? Știi, e foarte greu acum că mă aștept să ne taxeze 100 de euro pentru chestia asta, minimum 100 de euro pe secundă de vorbit. Da, vorbim mai încolo despre tarifele lui Shay. Pentru... Îți place, mă, poza asta? E foarte frumoasă, dar e un pic pixelată, de aia să-mi o cer mie că ți-o dădeam la rezoluție maximă. Da, e o poză foarte frumoasă. Cine ți-a făcut-o? Iubita mea, Smaranda. Smaranda. Smaranda, care mă ceartă că îi zic numere cu Z. Știi că eu zic Zmără, dar e Smără. Smără. Zmără, da, nu, că Zmără e Zmărândescu. Da, am înțeles, da. Bate, de la show cu supraviețuitori. Exact. Da, am și niște date despre Shay, că de la asta ne luasem 1,8 milioane de followeri pe Instagram. Cum ai zice tu, 1 milion pe TikTok, 2 pe Insta. Nu știu că n-am mai făcut 2 pe Insta. Da, ai stagnat, am vrut să zic. Da. Așa, 3,17 milioane pe YouTube cu 1 milion în fața lui Dorian Popa, care nici Dorian Popa nu stă rău, cum ar veni. Deși stă mai bine Shay, asta... Stau bine pe picioare. Stai bine pe picioare. Am înțeles, chiar vorbeam mai devreme cu el că n-a mai crescut atât de mult pe YouTube, deși contentul lui e foarte, foarte calitativ. Și premiera este că anul ăsta împlinește 10 ani de YouTube. Bravo, Shay! Mulțumesc tare mult, mulțumesc foarte mult, domnul Sabin. Așa este, 10 ani de YouTube anul ăsta. S-au schimbat foarte multe în anii ăștia. Nici nu-ți dai seama când a trecut timpul. Îți dai seama că eu am fost vlogger jumătate din toată viața mea, că eu practic acum 10 ani aveam 11 ani. Da. Și făceam treaba tu asta. Tu cum nu ți-ai filmat nașterea când ai ieșit de acolo? Știi? Nu știu, frate, n-aveam camera la îndemână. Nu... Că ar, da. Cum ar fi sunat? Salutare, fraților, eu sunt ce nume o să-mi pună. Și astăzi am ieșit din... Exact. Am ieșit, da, și sunt pregătit să fac istorie în această, în această lume. Da. Eu voiam să zic că dacă ar exista un film al vieții tare s-ar numi The Influencer, dar după aia m-am gândit că are R la final și n-ar avea sens. Da. Dar deși ești de influencer, băi, ești bine. Eu am tot respectul pentru tine. De influencer. Deși, da. Deci la început, nu mi-a plăcut de tine la început. Serios? Da, frate, păreai arogant. Când? Dar nu ești arogant. Gen, acum cât timp? Când aveai tu freza aia stricată, rău de tot. Ai avut o freză stricată când cântai în Five Gang cu geaca galbenă. Eu asociez freza aia cu geaca galbenă. Da, aveam da, da, când în sos aveam o geacă galbenă. Am cam forjat geaca aia galbenă, ce-i drept. Băi, am avut multe momente de aroganță în viața asta, dar niciodată intenționat, adică nu mi-am dat niciodată seama, dar cred că încă sunt un pic arogan, fără să-mi dau seama. Am încercat să corectez cu timpul, când am început să-mi spun oameni și am zis, bă, hai să fiu mult mai atent la modul în care mi pun cuvintele în propoziții ca să nu supăr pe nimeni. Dar asta e firea mea, adică e, na, am o șansă să fiu arogant. Deși cumva, nu urmăresc asta, știi? Știi care e chestia? Că eu stăteam și mă gândeam de foarte multe ori că, bă, la vârsta ta asta ai succesul pe care tu l-ai. Cred că la un moment dat, între ghilimele, ți-o cam ia corporața. Că ți-o ia, n-are cum să nu ți-o ia. Știi care a fost avantajul meu? Că n-am crescut foarte repede. Adică nu i-am dat un sprint așa de la 0 la 100. Eu am luat-o foarte pe pași. Foarte, foarte pe pași. Adică imaginează-ți că am făcut 500.000 de abonați în decurs de 4-5 ani de zile și deja nu prea făceam niciun ban la 500.000 de abonați. Adică n-a fost totul dintr-o clipită când am făcut și abonați și bani și tot deodată să mi se urce la cap. Și fiindcă s-a întâmplat așa progresiv, nu mi s-a urcat la cap așa rău cum mi s-ar fi putut urca. Puteam să o iau razna, știi? Dar avem exemple în industrie. Cu siguranță sunt, da. Care au apărut și cred eu, te rog să mă corectez dacă n-am dreptate, o să și dispară la fel cum a apărut, cred că așa s-a zis și despre tine. Nu te-au descurajat chestiile astea de-a lungul timpului pentru că nu au fost... Nu. Nu m-au descurajat, nu. Nu. Pentru că nu... Na, eu am avut întotdeauna, am avut comunitatea asta de fani care m-a susținut, vedeam cifrele cum cresc. Sunt și un tip care, ca tip uman, sunt detașat de comentarii de hate și de răvă. Adică dacă nu mi se urcă la cap atunci când cineva comentează de bine, de ce m-aș supăra când cineva îmi comentează de rău? Adică e, na, reignor, sunt neutru, reignor pur și simplu. Mă uit mai mult pe cifre, pe modul în care merg lucrurile așa, the bigger picture, știi? Ok, pentru că așa și poți să contracarezi având cifre, că dacă vorbim fără să avem un fundament, practic vorbim degeaba. Bun, am intrat în niște linii mari, ne-am făcut introducerea în acest...
Te uiți la... E foarte frumoasă grafica, într-adevăr. Dar mă uitam la tine. Și tu, frate. Și fată. Uite, vezi câte fete se uită la, se uită la tine. Shelly, Shelly, Shelly. Da, cred că greșesc eu undeva, trebuie să mă apuc de vlog. Bun, fii atent. Shelly, a bubuit în presă informația conform căreia BDLP-ul a zis că ești nepotul lui, mă. E adevărat sau nu e adevărat? Ce s-a întâmplat la Craiovița, mă, nu frate? Nu e adevărat. Dar ar fi fost funny să fie. BDLP are marketingul în sânge. Adică Bogdan Drapu este un zeu pe marketing. Și asta ce a făcut el, cascadoria asta de promovare a filmului Romina, mi se pare senzațională. Eu nu știam de ea. Eu în calitate de producător, eu habar n-aveam că face treaba asta și când am văzut pe TikTok mi-a apărut random că omul s-a dus la un podcast și a zis treaba asta, mi s-a părut senzațional și am continuat și eu gluma, dar acum uite, o să spun la tine ca să nu existe niciun dubiu, nu avem niciun grad de rudenie. Ar fi fost funny, unchiule. Voi la Craiova vorbiți cu vere. Da, noi vorbim mult cu vere. Ai scăpat de vere. N-am scăpat în întregime. Când vorbesc cu un craiovean, poți să-i mai bag cât un vere. Am înțeles. Ok. Ai zis că ești producător la Romina, da. Având în vedere posterile pe care le-am văzut pe Instagram, eu fiind outsider al fenomenului, m-am gândit că Bromania e iar și că iar rolul suntem, suntem în coproducție, o coproducție între Shelly Media și Vidra Productions. El e foarte mult pe partea asta creativă a filmului, cu scenariu, cu castul, cu distribuția și așa mai departe. Eu fac unde știu eu mai bine și anume marketing, adică ne completăm cumva. E un proiect care eu cred că o să iasă foarte tare, pentru că, spune-mi tu mie, Sabin, când ai mai văzut într-un film pe Țancă Uraganu, Costel Biju, Bogdan de la Proiești, Nicol Șerii, Rareș Maris, combinația asta fatală de oameni, când ai mai văzut împreună? Tu ce rol ai? Băi, eu am un rol foarte mic, eu sunt gen cameo, am o replică. Aduce o apă la un moment dat. Da, eu am o petrecere în film, am văzut, ei vin la o petrecere care e petrecerea mea. Nu sunt, filmul nu e despre mine, apar foarte puțin în el, e primul produs la care eu lucrez, dar unde nu, care nu e despre mine, nu fac eu acolo. Deci nu te mai răpește niciun copil acum, Crăciunul ăsta okay, stă acasă cu familia, e bine. Am înțeles. Pe 2 ianuarie iese filmul. Mm-hmm. Eu cred că o să fie un real succes și sunt foarte mândru de ce a ieșit și mai ales de modul în care au jucat oamenii care nu au neapărat un background în actorie. Adică, na, Bogdan de la Proiești nu e actor la bază, a jucat fenomenal, la fel și Nicol. Foarte mișto performance-ul lor și cred că o să iasă ceva tare. Ok, deci am înțeles că pe 2 ianuarie iese filmul. Nu ești văr nici unchi, nici nepot cu Bogdan de la Proiești. Din păcate, nu? Cum ai fost să fiu? Da, mă, era, făceai ție un cadou asta, un ceas. Na, ceasul ăsta. Păi de la Bogdan, de la unchiul meu. Asta, de la unchiul meu, adică e păcare de moștenire. Da. Am înțeles. Bun. Într-o altă notă faci content creating de mic, nu există, vorbeam mai devreme afară, nu există momente, bă frate, când zici, bă, eu nu mai știu ce să fac. Ba da, multe. Există multe momente de astea, dar trebuie să fii inventiv, trebuie să te uiți și în afară ce se întâmplă, trebuie să te uiți pe alții. Uite, eu am rezolvat cumva parțial problema asta făcând formate de show-uri. Adică am zis, bă, dacă ar fi să vin pe 5 ani de acum înainte cu o idee nouă pentru absolut fiecare chestie, îmi va fi imposibil. În schimb, dacă fac niște formate, așa cum era Muncă, unde sezonul 1 a mers foarte bine și acum am mers să facem sezonul 2, dacă fac niște formate de conținut și pot să merg pe aceeași idee în episoade diferite, îmi rezolv și problema clickbait-ului, îmi rezolv și problema ideilor. Că mai e o problemă, nu doar că trebuie să ai o idee bună, trebuie să poți să rezumi ideea aia bună în 5-6 cuvinte. Și atunci am zis, ok, hai să facem altceva. Hai să facem un format care să fie de calitate, să fie super quality content. Oamenii o să se uite la episodul 1, episodul 2 și după aceea o să devină fideli formatului. Și nu mai trebuie să-i convingi de fiecare dată cu un titlu senzațional. Okay. Adică nu trebuie să ai un titlu absolut senzațional și super exagerat pentru fiecare episod, pentru că oamenii știu, bă, e un nou episod la Muncă, înseamnă că vreau să văd, că știu care e formatul, știu care e șpirul și îmi place seria asta, știi? Cumva e și comfort spot-ul ăla pe care îl ai în momentul în care te uiți la Netflix la același serial a doua oară. Știi că ți-l pui seara și nu trebuie să fii neapărat atent. Ok, astăzi o să vândă Shelly pepeni alături de Antonia. Cam știi cum să vând pepeni și care e situația, doar te uiți să vezi cum a fost îmbrăcat la nivel de entertainment. Pentru că mie asta mi se pare foarte tare. Dan Negru spunea că noi învățăm prin imitație. Adică fiecare în momentul în care s-a lansat a imitat pe cineva. Da. Tu n-ai imitat pe nimeni, că tu erai mic. Tu aveai... Ba, să știi că am imitat și eu. Pe cine? Pe cine? Era Reva în momentul ăla. Pe Ray William Johnson din state, pe cei de la Smosh din state, pe Zmenta, dacă mai știi, care era super pe vară la noi, pe Bianca Adam, care era de la mine din Craiova. Am
Luat și eu, bam, bam, câte puțin, dar la toți, nu, nici nu-ți dai seama că imiți, știi? Adică nici nu-ți dai seama că o anumită vorbă sau un anumit stil de a vorbi sau o anumită opinie chiar, poate tu ai luat-o de la cineva. Sunt chestii care se întâmplă subconștient, știi? Dar da, deci am și eu asta, adică și eu n-am fost 100% original în secunda în care m-am lansat, dar na, fiecare e diferit. Fiecare, chiar dacă imiți pe cineva, tot în stilul tău o faci, știi? Ok, și nu trebuie întotdeauna să ne punem piele nouă la mașină sau să băgăm clickbait-ul cu am făcut accident. De ce voi vloggeri întotdeauna? Eu o știi, nu? Uh-huh. O știi. Dar, ce să știu? Adică, eu am făcut gluma asta la mine pe Instagram, noroc că nu sunt urmărit de foarte uh-huh. mulți oameni și nu m-a judecat și nu m-a criticat nimeni. Dar am observat chestia asta la vloggeri, când a scăzut un pic canalul, am făcut accident. Ce mi s-a întâmplat? Da, bă, da, nu e ca și cum eu ce știu, nu am făcut intenționat, mă, niciodată. Știu, știu. Așa. Știi cazuri în care s-au întâmplat nu, intenționat? Nu, nu cunosc. Ok, că am văzut vlogul cu Bacău. Și dacă aș cunoaște, nu ți-aș spune, dar nu cunosc. Frate, este la Cancan exclusiv, ce om ești, incredibil. Chiar nu cunosc. Și la Bacău s-a întâmplat pe bune. Știu, situația, am văzut, adică... m-am uitat și l-a lăsat și pe Gami mașina, adică deci, crede-mă că omul a stat după alternatorul ăla până acum. A fost 100% forier. Ok. Păi, tu ai acasă o Apple Smaranda, care acum între noi fie vorba ca băieți. Na, e bine. Ai cash-ul, uh-huh. ai mașina afară, de îmbrăcat ești îmbrăcat frumos, ceasul ceas, te recunoaște lumea pe stradă. Nu doar copiii, atenție, că tu ai căpătat notorietate și în rândul adulților. Bă, frate, ce te mai motivează? Adică te trezești dimineața și băi, eu trebuie să filmez. Da, de ce să filmez, mă? Că oricum am 3 milioane de abonați, fac aproape 2 da, pe Insta. Cum îi menții? Adică cum faci să rămâi acolo? Și la un moment dat nu mai e vorba, mă, nici de... Nu mai e vorba despre a face o anumită sumă de bani, e vorba de a te menține, de a crea plus valoare, de a lăsa în spate ceva, de a ști că, bă, uite, am profitat de anii ăștia să fac și asta, și asta, și asta, și asta. Am luat și am îmbrățișat niște oportunități pe care le-am avut și așa mai departe. Și lista mea de obiective e departe de a fi completă, adică sunt departe de a fi tot ce vreau eu să fiu, știi? Deci am destulă motivație când mă trezesc dimineața, nu am această problemă de motivație, să știi. În schimb, obosesc. Adică, în schimb, în a doua parte a zilei se întâmplă la un moment dat să nu mai poți, că ai foarte multe chestii diferite, telefonul vibrează în continuu, bip, 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 te sună toată lumea. Mai reziști că eu... E greu, asta nu spun, mai... adică uneori am zile în care, și știu că e luni, e marți, bă, nu mai pot, îmi vine să mă pun în pat la ora 3 să închid telefonul, nu mai pot, lăsați-mă în pace, adică simți la un moment dat că nu mai ai așa aer, dar nu e o problemă de motivație. E o problemă că ești antamat în foarte multe lucruri diferite și mintea ta trebuie să se ducă în o mie de direcții diferite. Și când vorbești cu omul la telefon, nici nu mai știi de ce vorbești, că ăsta avea ceva pe un proiect, celălalt îți vorbești pe celălalt proiect. Foarte multe chestii diferite, dar asta e viața de adult, frate. Adică asta ți-a fost greu? Da. Pentru că știu că tu, la un moment dat, când plecai de la Craiova și n-aveai carnet, mergeai cu trenul, te trezeai la da. 4 jumate de dimineața la 5. E, băi, cu noaptea în cap. Nu mă așa o făceai tu să... Shelly, așa o făceai tu să pară. Ăsta era talentul tău până la urmă, ok? Da. Așa, bun, magie, cum ar veni. Da, mă trezeam la 7-8. Ok, când te-ai mutat singur, cum a fost? Cum să fie? Mai simplu, că nu mai trebuia să merg cu trenul. De fapt, punctul în care s-a schimbat ceva cu adevărat a fost când mi-am luat mașină și primul drum la București cu Mercedes-ul tată, iar ceva decât cu trenul, radical diferit. În momentul în care m-am mutat singur a fost un moment foarte tare. Mi-am dat seama că am mai mult timp, că, na, știi cum e când te... E sentimentul ăla de, e casa mea, fac ce vreau eu, mă aranjez cum vreau eu. E un sentiment foarte tare. Ok, pentru că, uite, mă uitam la un vlog al pomenitului, antepomenitului Dorian Popa, care zicea așa, bă, noi în momentul în care ne-am apucat de vlog, se uitau oamenii la noi pe stradă și râdeau pentru că nu înțelegeam. Și, bă, ce stați, mă, cu camerele în față, duceți-vă și luați-vă și voi un job pe bune. Cel puțin la Craiova, ai simțit fenomenul ăsta de bullying între ghilimele pe sistemul? Bă, lasă-te, mă, frate, că asta nu e meserie, adică bă, frate, n-ai nu șanse. Prea, nu prea, să știi că am avut, nu știu dacă noroc, dar n-am primit chestii de genul ăsta. Cred că mi-a spus la un moment dat o profesoară în general, dar mi-a zis o femeia super prietenește așa, bă, lasă-le, tat, lasă-le, că nu. Dar femeia nu mi-a zis cu rea intenție, nu mi-a zis să mă descurajez. Ea mi-a zis punctul ei de vedere, știi? Na, eu am îmbinat destul de bine școala cu treaba asta, adică n-am fost un elev slab la școală, am fost un elev destul de fresh pe carte. Aveam și carisma mea la profesori, mai treceam și cu
un pic de vrăjeară și cu un pic de absențe motivate și un pic de scutiri. Adică a fost super bine, adică mi-am terminat liceul super fresh, știi? Și atâta timp cât am îmbinat bine, nimeni n-a avut nimic de comentat. Și părinții mei, care știi că mama e profesoară de matematică, tata inginer civic, au avut întotdeauna aceeași atitudine. Bă, atâta timp cât tu te ții de școală, iei note bune, înveți bine, faci ce vrei tu. Că ei n-au crezut la început în vlogging, adică n-au crezut că vreodată o să se poată să facă bani din treaba asta, dar îmite bani mulți, adică nu credeau că se poată face niciun salariu mediu, știi, din treaba asta și adevărul că nu se făcea atunci. Dar mi-au zis, bă, înveți bine, în rest faci ce vrei tu. Ok, pentru că asta mi se pare foarte interesant. Știu că m-am uitat la niște vloguri în care tu povesteai despre profesorii tăi și despre experiențele de acolo. Și cred că le era și lor frică la un moment dat. Doamna Mateescu de matematică, ieri la... N-am pe nimeni niciodată în gât așa, dar... Ar fi fost o variantă. Veneau și aruncau, îi puneau hârtie igienică pe mașină, mai aruncau cu ouă pe casă. Deci eu zic sincer că asta se întâmpla la ce... Băi, am avut noroc să am 99% din profesorii mei, au fost oameni super ca lumea. Și uite, asta e o discuție interesantă și despre alegerea unui liceu, pentru că în momentul în care eu eram clasa 8-a și eram aproape de a da acel examen, știi, de a... Da. Capacitatea, cum se zicea pe vremuri. Capacitatea. Eu deja știam că vreau să fac media, divertisment, conținut pentru următoarea perioadă din viața mea. Adică știam că asta e calea pe care vreau să o urmez, că de asta eram pasionat, știi? Ai mei voiau să mă duc la cel mai bun liceu, pe cel mai bun profil eventual, care în Craiova era profilul de științe ale naturii, era liceul Frații Buzești, era like the best, știi? Sau nu, cred că Mate Info era the best. Eu aș fi vrut să mă duc la liceul de arte din Craiova, pentru că eu o gândeam logic, bă, arte, ce fac eu, filmez, editez, vorbesc, așa, are mult mai multă legătură cu artele decât sens, cu da, științele naturii, da. Știi? Și am avut acest conflict cu ai mei, luând o notă mare la examenul respectiv, am intrat la științele naturii la Frații Buzești, am ascultat programul, am zis, bine mă, hai că mi-am pus opțiunea, m-am gândit, bă, dacă tot am luat nota asta mare, hai să mă duc undeva unde poți să intri cu nota mare, știi? Că la liceul de arte intrai și cu 8, știi? Și cu timpul mi-am dat seama câtă dreptate au avut, pentru că, lăsând la o parte, profilul pe care ești tu la liceu contează enorm de mult anturajul. La liceul de arte era un anturaj mai prost de oameni, ca să zic așa. Okay. La mine, la Buzești, sunt foarte mulți oameni super smart, colegi de-ai mei cu care țin legătura până în ziua de astăzi. Majoritatea dintre ei, într-adevăr, s-au dus pe medicină, s-au făcut medici, cum s-a făcut și iubita mea, care știi că m-am cunoscut în clasa de la liceu, știi? Eu n-am nicio tangență cu zona asta, dar oamenii mega smart. Știi? Și asta e o chestie interesantă despre cum îți alegi liceul, că nu e vorba doar de profilul la care vrei tu să fii și direcția pe care vrei să o iei în viață, e vorba și de anturajul de pentru colegi. Pentru că ești pușuit, cumva te pușuiește. Exact, și dacă te înconjori de oameni smart, de oameni mișto, ai și tu șanse mai mari să evoluezi, știi? Ok. Îți mai aduce aminte ce ai făcut cu primii bani? Da. Pentru că mă gândesc că a fost un T0, ăla în care ai avut primul contract de câteva mii, habar n-am. Nu, au fost mai multe momente. A fost odată primul moment în care am scos eu niște bani de la bancomat, banii mei. Ăla a fost un moment semnificativ, dar banii erau câteva mii de lei. Erau bani doar din monetizare YouTube, deci nu aveam nicio legătură cu contracte de publicitate sau cu altceva. Și au fost banii cu care mi-am cumpărat prima cameră, o cameră de 2400 de lei, care și-a scos banii de un milion de ori, pentru că am folosit-o până am forjat-o. Deci am forjat camera aia. A ieșit fum din ea, a bubuit într-o zi. Am și donat-o la un moment dat, nu știu dacă mai e bună de ceva, deci nu știu dacă persoana care i-am donat-o se bucură de ea sau nu, dar na, camera aia am rupt-o, am forjat-o efectiv și a fost o investiție foarte bună. Era o cameră super de începători, na, adică nu era cine știe ce era, 2400 de lei. Îți făceai treaba la momentul dar la aia au fost, așa am cheltuit eu primii bani pe care i-am făcut din YouTube. Okay. După aia primii bani mai serioși au venit abia undeva prin 2017. Deci abia undeva prin 2017 deja făceam de 5 ani treaba asta. Atunci a venit primul meu contract de 20-30 de mii de euro. Adică primul contract să zici, bă, da, adică îi simți. Așa, da, știi? Okay. Să zici, da, asta acolo voiam să ajungem. Abia în 2017, în contextul care eu fac asta în 2012, trebuie să imaginezi ce noroc am avut că m-am apucat când eram foarte mic. Pentru că niciun om de, uite, imaginați acum, am 21 de ani, stau să fac ceva timp de 5 ani de zile, să nu mai aducă niciun ban,
greu de crezut, că am și o chirie de plătit, am și o costuri, am și o benzină la mașină, am și o de mâncat, de supraviețuit. Dar atunci când ești mic, când stai cu părinții tăi, când ai tăi au grija zilei de mâine, nu trebuie să o ai tu și așa mai departe, poți să faci din pasiune 5 ani ceva, chiar dacă nu dă niciun rezultat financiar. Și asta a fost marele meu noroc, să zic. Deci, în long story short, n-ai mai fi făcut-o acum, adică dacă ar fi fost să te apuci acum, n-ai mai făcut-o, mai ales că e și o avalanșă de content creator. Bă, dar acum n-aș fi avut niciun venit, n-aș fi avut nicio rezervă financiară și m-aș fi apucat de treaba asta cu vlogging-ul și aș fi știut că 5 ani nu o să câștig nimic de pe urma ei, dar nu cred că o făceam, adică cred că îmi găseam un job, adică mă duceam undeva să fac, mă făceam naibii, nu știu, editor, cameraman de nunți, mă făceam ceva să câștig bani, că până la urmă, na, dacă nu poți să faci nimic semnificativ, dacă nu poți să îți acoperi grija zilei de mâine, adică până nu-ți rezolvi problema asta de bază cu ce mănânc, ce mănânc, unde stau, așa, cum mă pot deplasa, etc. N-ai cum să muți munți, știi? Trebuie întâi să-ți rezolvi problemele astea. Eu am avut norocul ăsta și cred că e unul din puținele momente de noroc în viață, că în rest a fost foarte multă muncă. Am avut norocul să mă apuc de mic și atunci când am avut eu 18 ani să mă mut eu singur, deja lucrurile erau foarte bine și mergeau foarte bine, știi? Ok. Eu vorbeam la un moment dat cu Speak într-un interviu, care Speak e bolnav cu Adidas, mi-a zis că are vreo 100 de perechi, bă, și am boala asta cu Adidas, știi? Și mă gândesc că știu când erai mic, într-un oraș, cum e Craiova, că și eu sunt în Pitești, adică nu te gândi că sunt în Washington, suntem la același level. Bă, eu visam la niște lucruri pe care ușor, ușor am putut să mi le iau și să mi le permit. La tine cum a fost? Ce ți-ai dorit tu și ai ajuns să ai sau ce îți dorești încă și lupți ca să ai? Mă, încă de mic eu mi-am dorit foarte mult tot ce înseamnă partea asta tehnică, camere și calculatoare și telefoane. Asta îmi doream, n-aveam chestii, dar nu m-a interesat, când eram mic nu m-a interesat asta cu îmbrăcatul, nu aveam zero stil, nu știam eu de branduri, de rocks, de fiță, chiar, pentru că nu sunt din mediul ăsta, frate, nu, și la mine, cartierul meu și așa, nu era nimeni, adică da, cu, okay. Nu erau hainele, fiță și cu nu știu ce. Eu, dacă era să mă întrebi când eram mic, bă, uite, îți dau toți banii, alegeți, mi-aș fi luat cel mai șmecher calculator, să mă joc pe el, să meargă orice joc, forță făcut, mi-aș fi luat cel mai nou telefon, pe lucruri de genul ăsta. Ulterior, când am mai crescut și am ajuns eu adolescent, a ajuns și la mine febra asta cu hainele de brand și de fiță, ceea ce a fost prost pentru mine, pentru că eu nu prea știu să mă îmbrac. Eu nu, adică, eu cred că și când am avut bani pe mână și mi-am început să-mi iau haine super scumpe, nu mă îmbrăcam neapărat bine, că nu știam... Nu veneau, nu erau nu, ce se întâmplă, nu le combin. Nu le combinam bine, adică poți să ai foarte mulți bani, să ai haine extraordinar de scumpe, dar dacă n-ai stilul efectiv să știi tu să le combini, da, și mi-am luat haine, mi-am luat Adidas, mi-am luat, na, mi-am spart banii pe țoare și pe lucrurile astea, mult timp. Și acum o mai fac. Dar atunci, nu știu, o făceam așa ca să arăt eu ceva. Acum nici mă mai interesează, nu mai simt că am ceva de demonstrat prin modul în care mă îmbrac. Sau... Dar atunci, când puneam pe mine un tricou Gucci, eram... Acum e... Da, mai okay. Bine prefer sportul nu non-branded decât să scrie Gucci. Pe mine, că mi se pare și ciudat. Bă, ce dracu vreau eu să arăt? Gucci. Că și așa e destul de flashy, adică tu oricum ești Shelly dacă mai ai și tricou Gucci, da, pe tine, chip, scrie pe mine exact. Și da, uite, acum câțiva ani, când puneam pe mine un tricou, nu știu, 2016, 2017, 2018, luam tricou Gucci, eram, mergeam așa, okay. Giovanni pe care... Era minim, da. După aia mașină. Da. Celes. N-am fost niciodată pasionat. Par genul Urus. Ți-ai Urus? Par eu genul Urus. Nu știu. Aș vrea un G63, sincer. Am înțeles. Da, nu știu, încă mai țin mașina asta mult timp, că nu n-aș vrea să bag acum bani într-o mașină, nu e cea mai bună investiție. Mașina asta pe care o am își face treaba foarte bine, n-am de ce să mă plâng la ea. Și mă bucur cumva că nu l-am ascultat pe tata atunci când mi-am luat mașină, că tata îmi spunea, băi, fiule, e mașina de 70.000, ia și tu una de 30.000, de ce n-ai bita ajunge la 70.000? Mă bucur că nu l-am ascultat, că dacă mă luam una de 30.000, cu siguranță acum o schimbam, adică cu siguranță mă luam alta și așa mai departe. Așa mi-am luat una, mi-am luat exact ce-mi doream, înțelegi? Mi-am zis, bă, asta o vreau, pe asta o iau, nu fac compromis. Și uite, 3 ani mai târziu mă bucur de ea și îmi place mașina, că mă urc în ea și nu simt nevoia să o schimb, să arunc cu banii pe altă mașină, știi? Ok. Deci e bine să nu vă ascultați uneori părinții. Ma, mesajul lui Shelly, da, mă, nu, da, să... Nu ascultați de părinți. Ies ăștia mici în stradă acum, ești nebun. Mami, mami, a zis Shelly să... Bine, și cum e, adică nu ascultați de părinți, dar trebuie să ai bani, știi? Adică, exact, da. Tată, nu-ți lua mașină de 30.000, nu-ți lua mașină de 70.000, ia-ți unea 30.000, păi și de cine o plătește... De unde aveai 30.000? De unde-s dinero, știi? La mine cu banii mei era mai simplu. Shelly, fii atent.
acum intrăm într-o sferă un pic mai serioasă și o să se schimbe și imaginile de aici. Uh-huh. Da. Știi că noi trăim într-o epocă a toxicității ușor acum. De ce asta, zici asta? Pe partea relațională e toxicitate. Adică tu dacă nu te-ai fi combinat probabil cu smaranda din liceu, ai fi zburat așa ușor din floare în floare. E posibil să se fi întâmplat. E probabil că da, asta s-a fi întâmplat. Dar de ce zici că asta ar fi fost toxic sau? Păi nu, e toxicitate între oamenii general. De ce tot timpul pe Instagram îți apar meme-uri despre toxicitate? Nu pentru că oamenii sunt toxici. Nu știu, mă, mie nu prea mă apar, da? Bine, ok. Așa, oamenii bun. Sunt toxici. Ok, mergem pe premisa mea. Ok, bun. Fii atent. Cum reușești tu, având cloud-ul pe care l-ai, variantele pe care le-ai, că acum, again, vorbim ca băieții, smaranda nu o să se uite la clipul ăsta. Așa? Nu se uită. Cum reușești, mă, să rămâi fidel? Și Gami cu... El îi zice nevastă mea, lui Ioana, că m-am întâlnit cu el la Neversea. El stă mai și de mai mult cu ea, stă de vreo 5 ani și ceva cu Ioana. Ok. Cum reușești, mă, frate, că ești și ocupat, ai și variante. Cum reușești să menții toată chestia asta și să fie sane, adică să fie sănătoasă, să fie ok? Că poate e un exemplu pentru oamenii care se uită. Mă, frate, cred că fundamental e o chestie de respect, în primul rând. Adică nu e vorba doar de iubire într-o relație, e vorba și de respect. Uite pe smaranda acolo. Eu știu că dacă aș face ceva de genul ăsta și aș cărca strâmb, n-aș mai putea eu să mă simt la fel de bine în relație, știi? Adică nu m-aș mai simți eu la fel, n-ar mai fi același lucru. Și decât să faci asta, mai bine dacă nu mai merg lucrurile, te desparți și aia e. La noi nu e cazul, ne înțelegem foarte bine, ne iubim foarte mult, suntem foarte compatibili, știi? Dar dacă ar fi să nu mai fim decât să te duci să cari strâmb, să faci genul ăsta de măgări și mai ales că ești în atenția oricui, adică nu e penibil. N-ar fi penibil să faci asta, să te vadă cineva, să uite voi, bam, bam, poze. Penibil, sincer. Așa măcar zici, bă, gata, mă, nu mai merge. Da. Așa frumos, așa e elegant, așa e frumos. După aia, da, dacă ești singur, faci ce vrei tu, n-are cine să te judece. Dar de altfel e penibil așa. Și mai ales că nici nu sunt eu genul care să iasă de nebun în cluburi, să nu... Știi cum e? Astea, dacă nu recauzi, nu regăsești. Adică trebuie să recauzi. Ok. Ca să ajungi, știi? Nu... Da. Nu, deci nu se întâmplă dacă nu... Nu vin la tine, practic, nu... Deși ar veni... Bă, dacă tu arăți că nu ești interesat, nu se întâmplă, ai înțeles ce zic? Okay, adică da. nu sare nimeni pe tine. Pe tine, gen... Cherry, știi, nu e, nu. Bromania, dacă tu nu faci Bromania loc, mi-a zis contrariu. Cum ți-ai zis? Ia. Că era cu gagică sa la loft, așa. O ținea în brațe și veneau fetele. Hei, Matei, ce faci? Știi? Dar bine, el a făcut team building, asta e. Cum faci da, team building? Eu n-am făcut team building. Da. Dar nici ce nu vrem, Shelly. Să rămână relația sănătoasă, să meargă Romina și aia e. Da, mă, dar oricum și dacă vine o fată aia din aia, înțeles? Da. Dacă vede că nu ești interesat, nu e. Deci, băi, dacă nu recauzi, nu regăsești, crede-mă, Sabina, așa este. Zic 100%. Eu o caut 100%. Și tot nu găsesc. Mă rog, smaranda, nu-ți face și ție schema cu inelul? Adică nu-ți mai trimite așa inele din când în când de la Tiffany's, de la astea? Și ce, păi, Andrei, uite ce drăguț ar fi asta. Îți face, a? Nu. Credeam că scoși orice. Nici tu n-ai vrut, nici eu n-am pus întrebarea cum trebuie, hai să trecem mai departe. Da. Hai să luăm cu niște... Ok. Îmi place de tine, Sabine. Ești cel mai tare interviu cu tine aici. Ați auzit de o măruță. Non-ironic. Ați auzit de o măruță, da? Și cu capață și cu toți nebuni. Mersi, frate. Fii atent, ultimele două întrebări, Shelly. Da? Suntem pregătiți, da? Ca Denis Rifai. Întrebarea roșie. Deci, am tot auzit sintagma Shelly președinte. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Că ai deja două la valiere și... Na. Da, domnul Sabin, nu știu ce să vă spun în legătură cu asta. Spuneți domnul Shelly, spuneți. Băi, nu știu de unde a ieșit asta, că din gura mea nu, asta cu Shelly președinte. Nu e, acum ca să vorbim serios, nu e ceva ce să urmăresc eu în mod activ. Am multe alte priorități în viața asta și, în general, eu în viață vreau să fac afaceri, vreau să fiu antreprenor. Asta fac și în prezent, cu asta mă ocup. Lucru care nu se îmbină neapărat cu politica, adică dacă ești jmenar, da, dacă ai fi să fim corecți, politica e politică, în momentul în care intri în politică trebuie să-ți închizi absolut toate afacerile, nu e un conflict imens de interese, da. Adică în momentul în care tu intri în politică, tu ești în interesul poporului. În interesul poporului. Clar. Ceea ce ți-am spus, nu e ceva la care să mă gândesc acum, pentru că încă am foarte multe lucruri de făcut în
interesul meu propriu și personal, înainte de a face eu ceva în sensul ăsta. Da. Nu zic că acum în viața mea o să exclud asta forever și trebuie să-ți recunosc că politica mie mi se pare un subiect interesant. Eu urmăresc politică, discut politică cu mare plăcere, adică putem să discutăm politică foarte mult, mie îmi place. Dar nu mă văd acolo până când în primul rând o să mă realizez eu pe plan personal, nu o să-mi bifez eu fiecare căsuță din tot ce vreau să fac. Și vreau să fac multe, așa că nici n-are sens să ne gândim la asta. Ok, deci la un moment dat, vă fac eu rezumat. La un moment dat poate o să fie președinte, dar la 45 de ani. După ce, după mandatul lui Bendeac, că cred că și Bendeac o să are niște gânduri așa. O să facă da, așa? O să am de reparat multe. Da, așa, bun. Ultima întrebare a acestui interviu. Întrebarea care nu e deloc roșie, ba din contră, este o întrebare verde, că noi nu avem întrebări incomode de la Cancan Exclusiv. S-a tot comentat pe marginea proiectului Shelly Show care nu mai e la televizor. Mai voiai la televizor sau nu mai voiai la televizor? Și dacă ar fi ce? Să te întorci, mai voiai la televizor? Mai voiai? Am înțeles dacă mai am voie la televizor. Nu, că nu te-ai interzis nimeni, nu e ok. Mai voiai la televizor? Sau există șansa să te mai întorci la un moment dat? Bă, șansa există. Da. Eu caut să fac cel mai bun conținut posibil și momentan platforma cea mai bună pentru asta e YouTube-ul. Și acolo e publicul meu. Uh-huh. Faptul că noi ne-am dus la televizor acolo, la Shelly Show, a fost într-o nevoie de finanțare. Noi am încercat să facem un show hibrid care să funcționeze și pe YouTube și pe TV. Doar că costurile de producție fiind foarte mari, TV-ul e un mai bun plătitor decât YouTube-ul în momentul în care reușesc să satisfacă niște criterii de audiență pe care noi am crezut în mod eronat că le putem satisface. Nu s-a întâmplat, am eșuat. A fost o greșeală în care am învățat foarte multe eu. Faptul că am avut o super echipă acolo și faptul că am construit în 3 luni platoul cu formatul, cu conceptul, cu absolut tot, a fost o experiență în care am învățat foarte multe și acum aplic ceea ce am învățat acolo în producțiile mele pe YouTube, care ai văzut că de un an încoace au devenit mai elaborate. Echipa mai mare și așa mai departe. Aceste skills de management, de acolo le-am dobândit, știi, de la Shelly Show. Nu știu să spun dacă îmi doresc sau nu să fiu pe TV. Eu nu gândesc așa, eu gândesc, bă, dacă am un proiect care să fie valabil, să funcționeze pe TV, da, o să-l fac, știi, dacă am ideea. Dar nu caut o idee în ideea că m-aș duce pe TV, hai să găsesc ceva să fac pe TV. Nu, din contră, dacă vine ideea mișto și se potrivește pe TV, acolo. O să contactez să vedem dacă se poate face ceva la TV. Nu cred că e atât de important mediu, cât e important conținutul în sine, știi? Ok. Bun. Îți mulțumim, ne-ai răspuns edificator la asta. Planul de viitor? Așa? Scurt? Curând? Planul de viitor... 2 ianuarie filmul? 2 ianuarie filmul. Așa? Anul viitor să rup YouTube-ul cu niște show-uri și niște concepte noi. Uh-huh. Luate de afară sau originale? Luate de afară, combinate cu... Originalitatea domnului Andrei Șelaru. Mister Originality. Da. Așa? Afaceri pe care aminești că eu... Să faci tu 10 milioane. Așa? 15 milioane, 20 de milioane. Cât ori? Na. Cât zero urile. Un cât zero în plus nu strică niciodată. Bă, important e să faci ceva tare. Că dacă nu faci nimic tare, adică nu poți să pui căruța înaintea carului, știi? Adică, bă, okay. Vreau să fac 10 milioane de euro. Cum? Nu, hai să ne gândim ce putem face, care sunt aptitudinile mele, cum mi le pot pune în valoare, știi? Ok. Dragi oameni buni, vă mulțumim foarte, foarte mult. El a fost Shelly, Andrei Șelaru, de la Craiova, practic. Andrei de la Craiova, să se știe. Cu vorul Bogdan de la Play. Mulțumim, Bogdan, te pup. De urmărit pe YouTube, de urmărit pe Instagram, de urmărit de către noi peste tot pe la mesele de la restaurante. Și de urmărit filmul Romina VTM pe 2 ianuarie în toate cinematografele din România și doar în cinematografe exclusiv. Așa că trebuie să mergeți, că în altă parte nu o să găsiți. Vă mulțumesc. V-am pupat.